Bine v-am regăsit, să fie o zi magică, cu stele norocoase, în care toate se așează și se aliniază pentru voi. Cer ajutorul, îi spun vieții ce vreau, iar apoi permit să se întâmple acest lucru. Tot ce am nevoie vine către mine la timpul potrivit. Ei, cât de frumos, mi-a luat mult să învăț această lecție, dar l-am învățat-o în cele din urmă, încă nu mai învăț, încă mai repet. E o lecție care și pentru mine se repetă, pentru că am învățat răbdarea. Bine, oricum răbdarea e numele meu mijlociu, având în vedere că sunt Capricorn și am foarte multe planete Capricorn, dar ce ai de învățat, aia se repetă cel mai mult, ca să zic așa. Și am învățat în timp că tot ceea ce am nevoie mi se întâmplă și mai am întreabă și în sesiuni clienții și ce apropiască, cum trec la tăvere ușor peste anumite lucruri. Îmi dau seama, la început mă zbat eu acolo, mă enervez, mă supăr ca orice om, dar apoi mă gândesc, ok, dacă mi se întâmplă lucrul acesta, o amânare, înseamnă că asta am nevoie acum, am de învățat ceva sau ceva îmi scapă. Universul îmi dă o șansă să aprofundez, îmi dă o șansă să văd mai bine. Și că ceea ce vreau eu să se întâmple la momentul permis și potrivit, așa cum vă spun și în sesiune, când vă las ofertele, că mă întreba cineva, dar te rog să mă convingi ca să vin la tine la sesiune. Bă, nu trebuie să te convingi deloc. Tu vii dacă ai permisiune să vii. Că dacă Doamne, Doamne, vrea să lucrăm împreună, o să lucrăm. Nu o să fac grija mea, că nu mă dă de foame să stea toată lumea liniștită de chestia asta. Însă, adică nu stau să aleg după clienți. Cine simte să lucreze cu mine, va lucra cu mine. Eu dau oferta și spun, la momentul permis și potrivit, vom lucra împreună. Vei simți și tu și voi simți și eu. Și atunci nu ne rugăm de oameni, ci pur și simplu lăsăm ca lucrurile să se așeze la momentul permis și potrivit. Asta nu înseamnă că nu putem să avem, să le spunem serviciile pe care le oferim, să ne facem o reclamă, să ne punem o postare. Bineînțeles că astea sunt instrumente de marketing, dar nu să stai să convingi clientul, că stai, că să vezi că vină la mine și o să-ți oferi lumea pe tavă. Nu, poți să-ți oferi consiliere, să te ghidezi, să te cunoști mai bine. Și dacă simți să faci asta, cum arată dacă e să-ți las oferta și la momentul permis și potrivit, cu siguranță ne vom vedea. Ce facem astăzi, 16 iunie, fiecare zodie în parte, cu luna în Capricorn, așa hotărâtă și ambițioasă să rezolve foarte multe și determinată. Aveți în voi acea tărie de determinare să rezolvați mai repede anumite lucruri și să puneți o pirâmidă ceea ce construiți voi. Începem cu berbecul și cei care au așezamentul în berbec. Astăzi poate chiar aveți o viziune ușor diferită. Puteți să primiți niște bani, puteți chiar să aveți niște promisiuni legate de sfera profesională, să primiți bani, să primiți sprijin și să primiți cumva un acord sau să vi se dea un acord pe care l-ați tot așteptat. O zi bună pe sectorul profesional financiar. Taur. Taurii sunt motivați în urma unor discuții. Bine, discuțiile astea nu neapărat să fie super pozitive, că uneori poți să fii motivat și când ceva care nu prea spune ție, se întâmplă. Nu aș spune că se întâmplă lucruri nepotrivite astăzi, dar pot fi și lucruri care te scapă de sub control sau mai pe surprindere, dar sunt puncte de motivație pentru noi. Gemenii au multe planuri. Fac planuri pentru călătorii, fac planuri pentru investiții, au de muncă, au de lucru, au de rezolvat diverse situații. Au și niște pierderi, dar acestea, mă rog, pierderi de timp și de energie, sau poate de anumite persoane, ați pierdut pe cine nu mai trebuie să stea lângă voi. Adică nu vă supărați prea mult, dacă nu știu ce prieten v-a dezamăgit, v-a trădat, nu mai era cazul să fie în apropierea voastră. Racii sunt super determinați să-și construiască o relație de cuplu super solidă. Astăzi puteți să luați decizii importante pentru a arăta familiei, partenerilor, că sunteți foarte siguri de ce vreți voi, de dorințele voastre, de, să spunem așa, planurile pe care vi le-ați făcut împreună. Le dați siguranță celor dragi în privința planurilor comune, planuri de iubire, planurile legate de cuplu, legate de a construi ceva, discuții și cu prietenii, dar ele sunt constructive. Leu. Leii sunt super determinați să reușească din punct de vedere profesional și aici aveți multe discuții, multe întrevederi, multe
momente de socializare, aspirați către ceva super înalt, știți că ceea ce vreți voi se poate, dar nu e ușor. Dar la lucrurile bune nu se ajunge ușor, la lucrurile bune doar mai ai nevoie de un impuls și luați-vă și un pic de timp pentru a pune lucrurile la cale. Fecioarele sunt super determinate și vă amuzați așa de anumiți oameni care încearcă din tot, din adinsul să vă pună pe țeroate, care vă copiază, care vă bagă tot felul de strâmbe, care vă... se întâmplă pe acolo în diverse situații. Aș recomanda să fiți un pic, poate, și mai detașate. Sunteți detașate, dar și mai detașate. În dragoste, aveți niște idei noi împreună cu partenerii, poate chiar să faceți niște schimbări pe acolo pentru a aduce mai multă încredere, siguranță și poate a construi ceva în comun. Balanță. Balanțele sunt deschise să învețe, sunt deschise să țintească către ceva nou, către cunoaștere, către învăție. Sunteți deschise să îmbrățișați o direcție nouă, să vă cunoașteți pe voi. Curiozitatea este foarte, foarte puternică pentru balanțe astăzi. Sunteți curioși și în privința unor situații legate de familie și legate de carieră și legate de tot ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Scorpion. Multe gânduri, multe planuri, dar nimic concret. Parcă lucrurile se cer, așa, se cer și nu rămâne nimic și o luați iarăși de la zero și iar nu rămâne nimic. Poate că ar trebui să priviți detașați și să deveniți niște observatori. Atenție cu tranzacțiile, cu băncile, cu promisiunile financiare, atenție cu anumite negocieri. Încercați cumva să fiți cât mai clari, transparenți. Săgetători. Săgetătorii primesc vești bune la locul de muncă, poate că se întâmplă ceva ce voi v-ați dori sau ați așteptat de mult, se așează niște lucruri pe acolo în privința muncii, în privința aceasta legată de lucru în echipă, dar și pe zona parteneriatelor lucrurile se așează. Este o zi bună pentru a cheia ceva acorduri sau pentru a ajunge la un întâlnit cu partenerii. Capricorn, sunteți foarte încrezători astăzi, nimic nu vă doboară, aveți și mult timp la dispoziție pentru ceea ce vreți voi să faceți, parcă timpul se dilată, timpul este prietenul vostru, sunteți hotărâți, ambițioși și parcă lucrurile sunt total în favoarea voastră, dar asta pentru că v-ați arătat perseverenți, motivați și nu v-ați lăsat. Puteți să urcați pe cele mai înalte creste ale societății și nu numai. Țineți-vă de treabă, este o zi foarte, foarte intensă astăzi și în care vi se arată multe lucruri. Vărsător. Vărsătorii sunt într-o zonă de meditație, contemplare, vă gândiți la idealurile voastre, vă gândiți la trecut, la karmă, vă gândiți la ce ați făcut până acum. Poate că ar fi bine să evitați superficialitatea, să evitați să mentalizați atât de mult toate sentimentele, să evitați să vă faceți tot felul de gânduri și, mă rog, să vă duceți așa pe zone care nu vă avantajează. Concentrați-vă pe ceea ce puteți îmbunătăți, pe ceea ce s-a făcut și s-a dus. Pentru că ce s-a făcut și s-a dus e trecutul. Lăsați trecutul de pești. Peștii au ceva întâlniri cu prietenii. Aceste întâlniri sunt interesante, dar practic vă apropiați de cei dragi și relațiile voastre capătă o altă direcție sau poate că vă băgați unii peste alții, nu vă respectați sentimentele, deciziile, dorințele și în momentul în care încerci să convingi pe cineva că ce vrea să facă e prost sau nu bine, nu prea e ok, pentru că totuși poți să înveți să respecti decizia altuia. De asta veți simți voi astăzi, că ceilalți nu vă respectă deciziile, emoțiile, dorințele și alte păreri. Este important să fim în acceptare că alții pot avea alte păreri, principii, valori, diferite de ale noastre. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!